Bună ziua, sunt Leonardo Orban. În momentul de față sunt partener în firma Orban Biriș, o firmă de consultanță în domeniul afacerilor europene și a fondurilor europene. De asemenea, sunt cadru didactic asociat la Universitatea Română-Americană. Bun, CV-ul meu e extrem de complicat. Au fost foarte multe poziții, foarte multe pe care le-am ocupat în existența mea profesională. Am fost atât negociator adjunct în relația cu Uniunea Europeană, după aceea negociator șef. Am avut marea onoare să fiu unul dintre semnatarii Tratatului de Aderare a României la Uniunea Europeană, Tratat de Aderare a României și Bulgariei. De asemenea, am fost implicat puternic în procesul de pregătire al aderării României la Uniunea Europeană. Am fost primul comisar european român și, după ce mi-am încheiat mandatul de comisar european, am fost consilier prezidențial, responsabil cu reuniunile Consiliului European și după aceea am fost ministru în 3 guverne succesive. Ministru pe domeniul afacerilor europene și am gestionat și problematica fondurilor europene. De curiozitate, aveți CV-ul actualizat? Da, sigur că da. Câte pagini are? Nu, CV-ul trebuie să-l faci cât mai scurt. Asta am învățat. Deci, sigur că am și CV lung, cu 5-6 pagini, dar în general mai mult de o pagină jumate, maxim 2 pagini și mai există și o versiune ultra scurtă, care de cele mai multe ori mi-e cerută. Ok. Până în acest moment în viață, care au fost punctele de inflexiune? Au fost câteva foarte importante. Primul punct de inflexiune pe care pot să-l menționez a fost în momentul în care, după ce am absolvit 2 facultăți, Ingineria și ASEU, și am lucrat ca inginer economist, îmi puteam folosi amândouă specializări, am decis să merg la Camera Deputaților să concurez pentru un post de consilier în domeniul relațiilor externe. A fost un prim moment de cotitură, foarte important, care mi-a schimbat viața. N-a fost simplu, a fost un concurs foarte greu. După aceea nici nu mai țin minte dacă a mai fost concursul. În orice caz, nu de asemenea învergură. Asta a fost în 1993 și a fost prima mare schimbare pe care am avut-o în viața mea. După aceea, a doua schimbare, deci asta s-a întâmplat în 1993. A doua schimbare am avut-o în 2001. În 2001, când eram consilier parlamentar, gestionam relațiile pe care le avea Comisia pentru Integrare Europeană a Camerei Deputaților cu Parlamentul European și mi s-a făcut propunerea, în momentul respectiv, să devin negociator șef adjunct în relația cu Uniunea Europeană. Și am început un nou capitol, un capitol absolut fascinant. Negocierile de aderare reprezintă, cum să vă spun, unul dintre momentele de cotitură în existența mea și unul dintre lucrurile cele mai importante, cele mai mari realizări pe care le-am avut în viața mea. Sigur, negocierile care s-au încheiat cu succes. Nu în ultimul rând, un alt moment de cotitură a fost desemnarea mea ca și comisar european. A fost o surpriză, trebuie să recunosc, nu mă așteptam. Și, sigur, tot ce s-a întâmplat în momentul ăla și după ce am devenit membru al Comisiei Europene, a reprezentat probabil vârful, fără îndoială, vârful carierei mele profesionale din toate punctele de vedere. A fi decident la nivel european este un lucru absolut fascinant. E greu. Din păcate, nu prea se înțelege încă în țară care e importanța și care e rolul unui comisar european și câtă forță și câtă importanță are un comisar european. Au mai fost și alte momente de cotitură, dar până la urmă cred că ăsta a fost cele mai importante și aș mai spune încă un moment de cotitură, a fost cel în care am hotărât în decembrie 2012 să mă opresc cu cariera în sectorul public și să încep o carieră în sector privat. Când erați mic, ce vreați să vă faceți când o să fiți mare? E greu. Am avut multe idei, așa, multe dorințe. Până la urmă nu au fost foarte bine
conturate. Mi-aș fi dorit, de exemplu, să fiu profesor. Asta mi-a plăcut și încă de când eram foarte tânăr am încercat, de exemplu, am dat meditații de foarte de tânăr și mi-a plăcut. Asta a fost una dintre idei. În niciun caz pot să vă spun că nu mă așteptam la o asemenea carieră. În plus, mai trebuie să țineți cont că am fost, perioada tinereții a fost în perioada socialismului, a fost înainte de 89 și prea puține erau perspectivele la momentul respectiv. Care au fost primii bani care ați câștigat vreodată? Păi, tocmai v-am spus că încă de tânăr, de foarte de tânăr, am dat meditații la matematică. Ei au fost primii bani pe care am câștigat și mi-aduc aminte că era o perioadă, era prin 85-86, cam așa, când câștigam mai mulți bani decât părinții mei la un loc. Doar dând meditații. Cu ce se ocupau părinții dumneavoastră? Tata era merceolog și mama lucra la cinematografie, la un cinematograf. Părinții au avut o influență în alegerea traseului sau direcționarea dumneavoastră în o anumită parte? Sau într-o primă fază, mai puțin. Pentru că și, în general, haideți să spunem foarte puțin, pentru că nu erau foarte multe opțiuni la momentul respectiv. Nu e ca acum, când un tânăr are nenumărate opțiuni, poate are fel de fel de alegeri, pe care nu le aveam înainte de 89. Sunt niște șanse extraordinare comparativ cu ce aveam înainte. Deci nu prea erau prea multe opțiuni la momentul respectiv, într-o primă fază. Eu m-am născut în Brașov și atunci prea multe opțiuni ca să faci facultatea în Brașov nu existau. Și atunci am făcut inginerie autovehicule rutiere. Sigur că ulterior au început să apară, după 89, au început să apară opțiunile și așa cum v-am spus înainte, le-am utilizat, dar părinții mai puțin. Sigur, ei m-au ajutat în a mă forma, în a-mi impune o anumită rigurozitate, o anumită, să vă spun, seriozitate pe care am avut-o în întreaga mea carieră. Dacă ar fi să dați 3 sfaturi unui tânăr, chiar tânărului care ați fost dumneavoastră cu mai mulți ani, la început de carieră sau de drum profesional, care ar fi acele 3 sfaturi? În primul rând, să fie permanent capabil să se adapteze la o dinamică din ce în ce mai crescută, la o lume din ce în ce mai în plină schimbare, o lume care nu seamănă deloc cu cea dinainte de 89 și cum te poți adapta? Învățând, fiind capabil să faci față provocărilor cu care te confrunți din ce în ce mai mult. Țin minte, iar mă întorc la 80, înainte de 89. Atunci te pregăteai pentru o anumită profesie sau într-un anumit domeniu și erai convins că rămâi până la adânci bătrâneți, până la pensie, rămâi pe poziția respectivă. Nu mai merge așa ceva. Trebuie să fii capabil să schimbi 2, 3, 4 profesii de-a lungul vieții, întregii vieți personale și să fii capabil să te adaptezi și să găsești din ce în ce mai multe locuri de muncă. Deci asta ar fi un prim sfat pe care l-aș da. Al doilea sfat e seriozitate. Seriozitatea care este extrem de necesară, mai ales prin comparație cu mulți alții. În momentul în care ai promis ceva, în momentul în care ai făcut o afirmație, trebuie să te ții de promisiune, trebuie să o duci până la capăt, să duci până la capăt lucrul pe care ți l-ai propus. Această seriozitate face diferența față de cei care nu sunt chiar așa. Și în al treilea rând, indiferent pe ce poziție te afli, să rămâi același om din punctul de vedere al relațiilor. Să nu ți se, sau mai precis, să nu ți se urce niciodată la cap aerul rarefiat al înălțimilor, ca să folosesc un termen, nu știu cât de potrivit e, indiferent, și asta am făcut de-a lungul întregii mele cariere, indiferent în ce poziție am fost, cât de înaltă a fost această poziție, mi-am păstrat, cum să vă spun,
simțul normal. M-am raportat în aceeași manieră, în același mod, m-am raportat la cei din jurul meu, la prietenii pe care îi aveam. E un lucru esențial. Vedem de atât de multe ori oameni care odată ajunși într-o poziție, nu neapărat în altă, îți schimbă atitudinea, schimbă modul de a gândi, schimbă modul de a interacționa cu ceilalți. Nu. Sfatul meu e să rămână așa cum e permanent. Dacă ați avea o baghetă magică, ce ați schimba la poporul român? Cred că ar trebui seriozitate, rigurozitate, capacitatea de a duce până la capăt lucrurile promise, capacitatea de a finaliza proiecte, capacitatea de a organiza mult mai bine fiecare activitate și, dacă vreți să mai urcăm un pic la nivel de decidenți politici, de cei care influențează destinele acestei țări, mai bună guvernare. Pentru că asta este una dintre marile probleme ale României, slaba calitate a guvernării. Deci acestea sunt lucrurile pe care le-a schimbat atât la nivel, de să spunem, la nivelul fiecărui român, cât și la nivel de clasă politică, sau, mă rog, clasă la nivelul celor care decid. Ce reprezintă etica pentru dumneavoastră? Cât de importantă este? În întreaga mea carieră, etica a reprezentat pentru mine un lucru esențial. Și dacă ați culege impresii legate despre activitatea mea, despre modul în care am acționat, despre, haideți să spunem, conduita mea, despre modul în care am parcurs diferitele etape în cariera mea profesională, veți vedea că veți avea numai reacții pozitive. De ce? Pentru că mi-am impus niște reguli foarte clare. Mi-am impus niște reguli care să mă situeze într-o categorie în care, despre care se poate spune că etica contează extrem de mult. Deci a fost, dacă vreți, o conduită esențială pentru mine, să respect niște reguli clare, să-mi impun un anumit comportament care să vă spun, de care să nu fie rușine și de care să fiu mândru. Citiți cărți? Sigur. Ce tip? Citesc mai puțin beletristică, trebuie să recunosc. Citesc în special istorie cu predilecție pe istoria civilizațiilor. Sigur, citesc foarte mult, dar asta e, haideți să zic, zona care îmi face cea mai mare plăcere. Haideți ca să vă dau și un nume de scriitor, de exemplu, Lucian Boia, cred că i-am citit practic toate cărțile. E un gen, v-am spus doar un exemplu. Dar, în general, sunt la momentul în care citesc mult mai puțină beletristică și mult literatură orientată, nu numai pe zona istorie. Citesc și lucrări despre evoluția, să zicem, civilizației actuale, despre provocările cu care se confruntă omenirea, dar, în special, mă pasionează istoria, în special despre civilizație. Și un gând de final pentru cei care sunt în acest filmuleț? Deci, pentru tineri, gândul meu e să îi încurajez să investească în ei, pentru că merită. Să învețe permanent, să nu fie niciodată surprinși că o să se confrunte cu noi și noi provocări, și prin seriozitate, prin străduință, prin încredere, pot să depășească toate aceste provocări. Pentru cei care nu mai sunt tineri, sigur, sper că exemplul meu să dea anumite, să zic, elemente care să le completeze experiența pe care a avut-o până prezent. Mulțumim mult de tot! Cu plăcere!